Bun găsit, dragi prieteni! Vom discuta în această seară despre instrumentele de lucru din Access Bars. Invitata mea este doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars, pe care o salut cu această ocazie. Salut mâna, Cecilia, și bine ai revenit la Dialoguri între minte și inimă. Bine te-am găsit, Ștefan! Avem un subiect de lucru, ca să zic așa, în această seară, despre care eu ți-am mai spus și cu alte ocazii că mi se pare eminamente abstract. Foarte greu să vorbești despre el datorită eficienței sale. Este o tehnică simplă despre care nu poți să spui prea multe cuvinte, dar care are rezultate foarte interesante în toate domeniile vieții noastre. Da. Care ar fi... Aș vrea totuși să aducem cumva discuția în concret și aș începe cu această întrebare. Care ar fi principalele instrumente de lucru și în ce direcție se duce fiecare? Sau măcar cele despre care vom vorbi în seara aceasta. Păi vom vorbi despre bare și despre rularea barelor și... Poate și explicăm un pic și explicăm puțin, da? Și pentru că ai zis că el cumva nu este palpabil din punct de vedere științific, sunt două studii. Nu neapărat științific, mă refer că este abstract, e greu de descris prin limbaj ce se întâmplă acolo. Fiecare, dacă ulterior sesiunii, în timpul sesiunii, dorește să împărtășească ce a simțit sau la ce s-a gândit sau ce i-a trecut prin minte, e un lucru bun și cam în asta ar consta facilitarea. Fie în timpul sesiunii, fie ulterior. Dar sunt două studii postate și pe site-ul Access Consciousness și când zic studii, zic studii pentru că sunt mai mari. Da. Făcute de specialiști, vorbim de o măsurare a rezonanței creierului, a undelor cerebrale după o sesiune de BARS. Se pare că efectul este același al unei meditații. Deci este un efect calmant, calmant pentru minte, da? Da, de aia se spune că dacă ai venit să primești o sesiune de BARS, adică dacă cineva ți-a rula barele, în cel mai rău caz te alege cu un masaj relaxant și cu o stare de bine, în cel mai bun caz viața ta s-ar schimba, pentru că rulând barele, ce se întâmplă, spunem noi, se descarcă încărcătura electromagnetică pe care o reține corpul nostru datorită gândurilor, emoțiilor, stărilor de șoc pe care le-am trăit și șoc chiar și o stare de bucurie pe care cumva corpul tău a experimentat-o sau poate a înțeles-o greșit. Deci un studiu pe măsurare după ședință de BARS, efectul este cel al unei meditații prelungite. Un al doilea studiu care cumva a venit și să confirme, sunt două puncte care se rulează, bucurie, tristețe. Da. Înainte de a se descoperi neurologică, da, activându-le acele puncte, fie prin electrozi, fie cu mâna, de fapt se activează centrii noștri de bucurie și de tristețe. Când le rulezi împreună, cumva se creează spațiu, adică n-are importanță, nu că se anulează. Stările sunt stări și punct. Da. Da, se face un gen de detașare, exact, probabil. Exact. Bine, uite, acum aș veni cu o întrebare mai ciudată, da. Poți să capeți și, știu eu, destule dovezi științifice sau poți să... Există literatură, există studii și există articole publicate, există cărți de specialitate, sunt multe specializări, de exemplu există o ramură, psihologia pragmatică, iar facilitatorii Access Consciousness care sunt facilitatori în această ramură, sunt profesori universitari sau psihologi clinicieni care aplică și metodele, prima metodă fiind rularea barelor, restul instrumentelor din Access Consciousness și în sesiunile științifice le prezintă fără instrumentele astea, ca și o dovadă a rezultatelor pe care le-au obținut. Da. Uite,
O întrebare, nu știu dacă există răspuns, dar tu poate că știi mai bine decât mine, mai ales că au început să se facă studii pe tema rezultatelor acestei, hai să zicem, terapii, deși nu știu dacă cuvântul e potrivit. Există cumva studii sau observații empirice despre receptivitatea subiecților la aceste manevre, să le zic, nu știu cum să le spun, la aceste ședințe de terapie sau... Da, sunt... Se știe funcție de ce fluctuează, de ce... De exemplu, în campanii, hai să le spunem campanii, în sensul că mai mulți facilitatori s-au întâlnit și au zis cum am putea crea mai mult și au rulat bars în penitenciare. Așa. S-a schimbat total atitudinea persoanelor deținute, condamnate vis-a-vis de rigorile penitenciarului. Atmosfera a devenit mult mai relaxantă, mult mai, bucuroasă și au manifestat o largă deschidere, spre citit, spre activități, spre... Da, pentru că... Interesant. Și când zic campanii, la de genul că s-a rulat bars în continuu. Cine a vrut să primească a venit într-o sesiune de bars și facilitatori, practicieni de bars au mers în penitenciar și au rulat bars la foarte multe persoane. E un mediu în care te aștepți ca receptivitatea să fie scăzută, fiindcă sunt probabil frustrări foarte mari ale persoanelor deținute. S-a rulat bars la ofițerii de poliție din America, unde la fel s-a constatat, adică interogând subiectul în măsura în care înțelege să-ți răspundă și să-ți împărtășească. Mulți au constatat că viața lor s-a schimbat, pentru că s-a schimbat, nu că vine cineva. Efectiv, antrenând corpul în alegerea ta de zi cu zi și apăsând punctele astea și renunțând, eliberând gânduri, emoții, sentimente care sunt stocate acolo electromagnetic, faci loc spre noutate și luată ai o idee. Deci pot este să fac un, și asta. Un mic reset, să zicem, exact. Al minții, da? La fel ca la procedeele introspective. Da, numai că aici este mai ușor. O sesiune poate să dureze între 45 de minute și o oră jumate. Da, da. Cei care au rulat mai mult bars nu se mai opresc, poate la o oră jumate pot să stea mai mult pe masă, dar poate pentru început corpul nu e dispus să stea atât de mult. Ți se pare că n-a făcut nimic. Este important ce ceri tu de la sesiunea aia și când spun ce ceri tu, este vorba despre tine. Ar fi bine să ai setată, dar nu e vorba de intenție sau de... E vorba efectiv de cerere și gândește-te că nu ceri facilitatorului, celui care îți rulează barele și efectiv universului, chiar lui Dumnezeu. Vreau să se schimbe asta, vreau să schimb asta. Corpule, ajută-mă, vreau să schimb asta. Poate să fie o problemă de sănătate, poate să fie o problemă de relații, poate să fie o problemă cu banii. Poți să uiți de dorința, cam așa spun eu, pe care ți-ai pus-o și vezi îndată că ai idei de asta așa. Și că încep să se schimbe lucruri. Exact, exact. De fapt, aruncând din vechile concepții, vezi și noutatea și se creează așa un spațiu din care poți să alegi. Deci uite un factor care poate să mărească receptivitatea, exact așa cum ai spus, adică poți chiar tu ca subiect al unei ședințe de bars să faci în așa fel încât să fii ceva mai receptiv. Exact. Vii să văd ce e, exact asta. Vii să-l testezi pe facilitator. Exact asta obții. Exact asta obții. Vii să te relaxezi, exact asta obții. Vii să... vreau să mă uit la chestia asta din viața mea. Ce se întâmplă cu banii ăștia? De ce? Unde se duc? De ce? Unde se duc? Cum aș putea să fac mai mulți? Cum? Vreau să mă uit la relația asta. Vreau să am un partener. Vreau să modific asta vis-a-vis de corpul sau de sănătatea mea. Bun. Hai să o luăm ca la școală atunci. Hai să spunem întâi ce sunt barele, ce înseamnă rularea barelor, ca totul să devină explicit pentru cei care aud pentru prima dată o asemenea emisiune. Barele sunt 32 de puncte de pe cap. Ok, de pe piele, mai exact. De pe pielea capului. De pe scalp, da. De pe scalp, care da. Se rulează, nu neapărat într-o anumită ordine,
În momentul în care ai vii să faci clasa de BARS, adică devii practician de BARS, primești un manual, primești două planșe, diploma de practician, și ți se propune în curs o anumită, știu eu, ordine de rulare a barelor, la câte, poate câteva sunt importante, de exemplu să rulezi recrearea și restructurarea corpurilor spre sfârșit, tocmai că ce ai eliberat cu privire la bani, la creativitate, la bucurie, la tristețe, să nu se mai întoarcă înapoi în corpul tău, corpul să devină mai liber, să fie deschis, să primească altfel de, știu eu, de oportunități. Dar în rest, ce ți se propune ca modalitate de rulare este ca să eficientizezi timpul, dar tu în sesiune să le rulezi pe toate. Ce înseamnă că rulezi barele? Efectiv, ți se țin mâinile pe acele puncte pe cap, pe un punct poate 10 minute, poate pe, știu eu, bara de implant 20, în funcție de cum simte facilitatorul, practicianul, că încă mai simte ceva în mâini, da? Gary, în filmulețul pe care îl punem la clasă, recomandă să tragi o concluzie despre eficiența metodei după ce rulezi de cel puțin 25 de ori. Adică tu să faci unei persoane sau tu să primești de cel puțin 25 de ori. Pare corect, pentru că suntem cumva, vreau să funcționez acum, în următoarele 5 minute. Dar nu se poate la nimic așa ceva în viață. Nu că nu s-ar putea, dar uită-te puțin cu ce ai cerut de la sesiunea aia. Am cerut să mi se modifice corpul, să slăbesc. Dacă tu nu recunoști și nu-ți fixezi un pic atenția și nu-ți mai amintești ce ai cerut și nu recunoști că într-adevăr faci schimbări, observi că nu te mai oprești la patiserie, observi că te încape cealaltă fustă, nu te aliniezi cu ce ai cerut și cumva parcă universul zice, a, păi nu cred că mai vrei să-ți dau lucrul ăsta. Dar cam asta face BARS, adică te deschide să recunoști ce poți, pe ce vrei tu acum să aduci în viața ta. Da. Bun. Și acum o mică clarificare. Rularea barelor înseamnă? Înseamnă că stai pe masa de masaj, că efectiv e liniște în cameră, liniște în sensul că nu se recomandă ascultatul muzicii, muzica relaxează la rândul ei și atunci bara nu se activează și nu rulează. Distrage, da, muzica așa poate avea efect de distragere. Poate de recomandat că să te uiți la ceva ce nu-ți place, se recomandă să te uiți la televizor, dar cred că e mult, pentru mine cel puțin, e mult mai eficient în liniște. Cel care vine să primească sesiunea de BARS poate să vorbească despre ce simte în corp sau despre ce îi vine lui să vorbească, de ce e bine să spui despre ce simți în corp, și mă refer efectiv la poziția incomodă. Mă doare spatele că nu sunt obișnuit să stau pe masa de masaj. Ok, ne mișcăm mai repede sau poate primești o pernă sub genunchi, da. Sau poate îți atrag atenția că nu stai drept. Nu sunt chestii neapărat filozofice, dar e important să te simți bine. Ok, să existe acel confort ca, da, să îți permiți să te relaxezi în cadrul. În condițiile în care nu ești practicant, adică n-ai luat contact cu cursul și nu știi, poate e bine să știi de acum, dacă te duci să primești o sesiune de BARS, puneți o dorință. Cere ceva de la sesiunea aia. Și gândește că nu cer de la sesiune, cer de la tine, și cerând de la tine, cer de la tot universul, de la Dumnezeu. Da, corect, foarte, foarte frumos exprimat. Bun, hai să luăm, să începem să discutăm instrumentele într-o anumită ordine și să spunem despre fiecare ce este, ce efecte sunt, cum trebuie să ne comportăm în raport cu efectele respective și așa mai departe. În primul rând, eu cred că cel care îți face BARS,
acum vorbim cumva de oameni care vin doar să primească o sesiune. E un pic diferit de cei care vin să facă clasa și devin practicieni. Okay. Eu zic că spațiul în Access Bars este mare așa și facilitatorul sau cei, cel puțin eu pe care îi cunosc, sunt dispuși să contribuie. Adică, dacă ai venit și ai făcut clasa de bars cu mine și apoi apar anumite probleme, știu eu, în business-ul ăsta pe care l-ai desfășura, în sensul că ai face ședințe bars contra cost sau se întâmplă ceva în viața ta, eu sunt un facilitator dispus să contribui. Ce înseamnă dispus să contribui? Folosesc instrumentele pe care le știu din Access Bars, însemnând întrebarea, fraza de curățare, fraza nebună, cine, ce-mi vine pe moment, la ce-mi spui tu. Pentru mine, un exemplu ipotetic, am făcut clasa de bars, am făcut și colul de bani și e dezastru în viața mea cu bani. Ok. Și ce altceva? Ce s-a întâmplat în concret? N-a mai venit clientul cu tare, s-a spart țeava, am plătit amendă. Ok, și ce altceva s-a schimbat în viața ta? Și vezi că s-au schimbat alte domenii. Bă, nu știu, m-am împăcat cu soacra, am o relație foarte bună cu soțul, am slăbit 50 de kilograme, dorm noaptea, am ușurință în corp, m-am dus, mi-am făcut analizele și... Adică cumva îl orientez și pe ce s-a schimbat. Uneori nu suntem conștienți chiar de ceea ce exact cer. La asta mă gândeam, că îl faci pe clientul tău să devină conștient de schimbare. Da, și recunoaște ce, schimbare. Ai, recunoaște ce ai primit. Pentru că doar recunoscând-o primești mai mult și te canalizezi pe lucrul ăsta. Cam asta se întâmplă. Bun, și hai să luăm instrumentele pe rând acum, într-o ordine pe care o preferi. Instrumentele tu. Sunt multe. În clasa de bars te familiarizezi în primul și în primul rând cu fraza de curățare, care pare o nebunie. Hai să vorbim despre ea, că înțeleg că nu e secret. Nu este secret. Și pentru fie... Hai să spunem ce este fraza de curățare pentru început. Fraza de curățare e așa o înșiruire de cuvinte. Pentru unii are rolul de a te scoate din polaritate. Există rolul ăsta. Și ea în sine e un instrument. Primele cuvinte din fraza de curățare înseamnă corect greșit, bun rău. Bun rău, corect greșit. Și dacă ar veni la tine, știu eu, cursantul tău și îți spune e rău ceva, fie că îi spui fraza de curățare, fie că îi amintești de fraza de curățare, pentru că nu este ceva rău, nu că nu există răul pe lume, ci dimpotrivă chiar trebuie să-l recunoști. Da, există rău, da, există oameni răi. Și doar în momentul în care reușești să-l recunoști, este rău războiul, este rău foametea, este rău vecinul de lângă tine. În momentul în care îl recunoști și ești și permisiv, nu în sensul că îl îngădui să-i dai în cap, poți să-l schimbi. Da. În Access se vorbește de faptul că oamenii i-ar putea schimba pe ceilalți, nu că există, mă rog, e o teorie cu categorii. Da, oamenii reușesc să schimbe în momentul în care ei recunosc că sunt diferiți. Dar nu trebuie să faci ceva, adică nu trebuie să-l aduci pe la în lumea ta sau să-l faci ca evident, tine. Da. Dar doar să recunoști că da, uite, și ăla e diferit. Înșiruirea asta de cuvinte, revenind la fraza de curățare, îți este explicată în manualul de bars pe care îl primești acasă. E recomandat de citit, eu îl mai recitesc și cumva mai de mult era o adevărată frază și o polologie și dar ea în sine, spunând-o, adresează toate întrebările, adică când tu spui în fraza de curățare corect, greșit, spui ce este corect, ce este greșit, ce nu este corect, ce nu e, toată paleta de
Adică există și o variantă mai lungă a frazei? Nu, dar ea în felul ăsta te duce cu gândul către o variantă extinsă, da, să adică zicem. Când zici corect, nu e doar un simplu cuvânt, ci lărgești așa. Pentru mine asta înseamnă fraza de curățare. Ce stare îți dădea fraza de curățare la început, când erai începătoare? De nervi. Și acum, dacă mă gândesc, îmi dau seama că se activau implanturile. Deci, în primul rând, ziceam, e o prostie, nu funcționează. Da? Și totuși, când spun o rulam, chiar dacă nu mai spuneam cap-coadă, în capul meu ea rula. Și bineînțeles că o foloseam vis-a-vis de circulație, de traficul din București, de locul de parcare, okay, de coadă, de mers la NAF, de da, și după aceea toată se relaxa așa și m-am trezit și singură pe calea călărașilor, de vai de mine ce s-o fi întâmplat, poate nu se mai circulă pe aici, da? Da, și am dat la NAF de o funcționară drăguță care a scos situația analitică și care nu știu ce și... Da. Foarte interesant. Bun, și cum a evoluat starea ta acum când spui fraza de curățare? Fiindcă bănuiesc că nu mai e același lucru, bănuiesc că e o anumită evoluție în tine, bineînțeles, nu în frază, modul în care tu reacționezi la fraza respectivă. Când cum este acum? Când zic acum sunt fraza de curățare, sunt fraza de curățare pentru că mi-o amintesc foarte repede. Să o spun și cumva am și nu e vorba de conștientizare și nici de încredere, știu că pot schimba cu ea, că de fapt ea este o măturică, spun unii, da? Deci tot ce toate gândurile, emoțiile, da, care ies așa cumva la suprafață și pe care vrei să le dai la o parte, cu fraza de curățare le dai la o parte. Și acum, nu că sunt convinsă, știu că le pot da la o parte și parcă abia aștept și să iasă, să se mai trag un poc și un pod. Da. Hai să facem prima pauză din emisiune și revin cu următoarea întrebare în a doua rubrică. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privind, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult. Somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser. L-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și... Și cu asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență niciodată. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torser este un bun la casa omului. Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară
împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars. Tema serii este legată de instrumentele de lucru din Access Bars. Cecilia, deci am vorbit despre fraza de curățare. Interesant ce spui, în special reacția inițială la fraza de curățare. La reacția de termen lung mă așteptam, sincer, că să se producă o evoluție de genul acesta și este foarte bine. Hai să vedem următorul instrument pe care îl discutăm. Te las pe tine să propui. Următorul instrument pe care îl propune cursul de Access Bars este întrebarea cui aparține asta. Așa. E o întrebare. Cui aparține care asta? În ce situație se pune? Există un punct de vedere în Access, în sensul că 99% din gândurile și emoțiile noastre nu sunt ale noastre. Și Gary spune că în momentul în care cu ceva ce citești într-un curs de Access nu ești de acord, e ok, nu e adevăr pentru tine, nu e în regulă să... Însă dacă ulterior ajungi la concluzia asta, îi datorezi $5 sau 5 euro, nu știu, cred că a mărit acum prețul și el spune că nu e bine să fii dator și chiar să-i dai. Așa. Și eu mai lucrez la instrumentul ăsta. Are simțul umorului, da. Și eu lucrez la instrumentul ăsta cu 99% din gânduri, emoții, sentimente nu sunt ale mele. Cred că multe sunt ale mele. Iar punând întrebarea asta, cui aparține asta, practic, întrebarea nu îngustează, ci deschide spațiu să te uiți. Da? Cui aparține asta? Când pui întrebarea sau când folosești un instrument Access, pui întrebarea ca să primești nu un răspuns, ci o conștientizare, o posibilitate. Dacă pui întrebarea să pui întrebarea, ai pus întrebarea și cam asta e rezolvat. Cui aparține asta dacă s-ar simți în corpul tău, știu eu, greu, pentru mine... Da, da. E cumva că e al meu, da? Dacă e ușor, aproape când ai pus întrebarea cui aparține asta, a și plecat. Dacă e al tău, dacă este gândul și sentimentul tău, îi poți da cu fraza de curățare. Foarte interesant, adică îți permite să găsești. Dacă e al altuia, poți să-i dai cu fraza de curățare cât vrei tu, pentru că... Dar nu te mai interesează în acel moment, dacă nu e al tău. Exact, dacă când pui întrebarea cui aparține asta și conștientizezi că, bă, s-a dus, e ok, n-are importanță al cui e. Nu te-a pus să gândești al mama, al tata, am cumpărat-o de la bunica, de la învățătoare, pa, nici nu are importanță. Mai spune Access, să-l trimiți înapoi cu conștiința atașată, în sensul că să fii blând cu chestia asta, în ideea în care cel care o conștientizează, dacă se uită atent la ea, o poate schimba. El o poate schimba. Da. Nefiind gândul și sentimentul tău, tu doar cumpărându-l, auzindu-l, percepându-l, crezând că e al tău, nu prea ai ce să faci cu el. Nu l-ai avea cum modifica. Cumva a făcut sens pentru mine. Deci, suntem ca în telefonul fără fir. Și mi-aduceam aminte cum ne jucam când eram mici și cumva îi șopteai lui ăla la ureche cuvintele în așa fel încât să nu le înțeleagă și să transmită mai departe stârcit. Da, 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 da. Unii povestesc pe la clase că zice, bă, eram în mașină și m-am trezit, trebuie să bag hainele în mașina de spălat, da? Ca un gând care îți rulează în cap. Ce naiba că n-am nimic de spălat, da? Sau trebuie să mă duc să iau copiii de la grădiniță. Ce e asta? Că n-am copii. Ok. Da? Și în felul ăsta, adică, ți-am zis, încă mai lucrez, încă cred că foarte multe sunt ale mele, dar când te surprinzi așa... Probabil că e un instrument de lucru foarte profund, că și în, până la urmă, mergând pe cu tot o altă direcție către treaba asta, mă gândesc la tehnicile de introspecție și acolo încep să descoperi
un morman de gânduri care nu sunt de fapt ale tale. Ăsta parcă-i jucă ușa, așa, știi, cum ți se propune, cui aparține asta. Parcă-i jucă ușa. Și direct în același timp. Uh-huh. Mi se pare o întrebare foarte directă. Adică este. Te duce către sursa gândului respectiv, înțelegi dacă este în tine, ok, știi ce să faci, îl cureți, dacă este în altcineva, oricum nu te interesează. N-ai ce să deci faci. Deci îți dă și o anumită detașare față sunt de... Sunt fel și fel de comentarii, dar de ce n-am putea să facem, să pentru că e fiată de potență, am fi terminat până acum cu toate lucrurile astea. Și ne gândim la lucruri, crime, războaie, foamete, da? Iată că nu. Corect, și în anumite situații nici nu te interesează și nici nu este cazul să faci ceva dacă nu-i gândul tău. Da. În raport cu gândul tău trebuie să faci ceva dacă el nu este bun, da? Dacă nu te ajută, așa că mi se pare foarte corectă toată abordarea. Bun, următorul instrument. Tot în cursul de bars se oferă te joci cu instrumentul ce e asta. Eu cel puțin o folosesc mai des în legătură cu corpul. Așa. Poate să fie, știu eu, o durere, un disconfort, chiar și starea de foame sau starea da, de... Da, da, da. Continuarea este ce fac cu ea, pot să o schimb cum pot să o schimb. Ce asta spun eu că o folosești în legătură cu corpul? Nu. Ce asta poți să o folosești în legătură cu orice. Intri în birou și vezi că ăia vorbesc, da, dar nu se înțeleg unul cu altul. Asta mi-a venit că știu că am experimentat de curând. Și chiar percepi, vezi că ăla spune ceva, ăla răspunde altceva, dar poți să te joci ce e asta, ce fac cu ea, poți să o schimb, cum poți să o schimb. Foarte interesant mod de lucru, da. Eu am constatat că se mișcă și deodată îi vezi pe aia că încep să ăla tace, ascultă, după aia răspunde, tace, ascultă, după aia răspunde. Da. Bine de știut. Din nou, scurtă pauză. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars. Tema serii este legată de principalele instrumente de lucru din Access Bars. Cecilia, hai să mergem mai departe. Foarte frumos ce am auzit până acum. Trebuie să spun cu sinceritate că îți spuneam în pauză că îmi place foarte mult și explicația, așa că hai să vedem ce urmează în firul epic. În firul epic mai se oferă un instrument însemnând fraza nebună, este numită în Access. Totul este opusul la ce pare să fie, nimic nu este opusul la ce pare să fie. Ok. Este foarte bine când nu face sens. Totul este opusul la ce pare să fie, nimic nu este opusul la ce pare să fie. Mi se pare că are sens treaba asta. Încă o dată, instrumentele se folosesc compulsiv, da? Nu... Da. Pentru mine, fraza nebună, dincolo de faptul că schimbă așa cumva, are foarte mare legătură sau a făcut mare sens cu un alt instrument din Access, punctul de vedere. Așa. Punctul de vedere ne creează realitatea, nu realitatea ne creează punctul de vedere. Da. Și cu asta sunt de acord. Dacă te aliniezi unui punct de vedere, tocmai ai creat o realitate. Dacă reziști unui punct de vedere, tocmai ai creat o realitate. Foarte corect. Și de aceea totul este opusul la ce pare să fie și nimic nu este opusul la ce pare să fie. Și e minunat să te joci cu ele. Se discută și despre punct de vedere interesant. Asta e un instrument de folosit. Da.
În ce cazuri îl folosim? În toate cazurile. De exemplu, adică când este recomandabil, mai bine zis, să-l folosim. De exemplu, te uiți așa. Vreau să mă iau la o cafea. Sau chiar vreau să-mi iau o foaie și un pix. Și să mă uit la realitatea mea financiară. Ok. Și te apuci și scrii. Atâta iau pe lună, atâta cheltuiesc pe lună. Te uiți un pic unde se duc, unde nu se duc. Și te uiți care e punctul tău de vedere, cam cât ai dori tu să câștigi. În momentul în care spui vreau să câștig 8.000 de lei pe lună, când folosești instrumentul, e un punct de vedere interesant ca am punctul ăsta de vedere. Înseamnă folosește-l. Adică repetă-ți-l în gând, stai cu ăsta și uită-te, pentru că el se desface. De obicei, sub un punct de vedere, adică că ție ți-ar fi confortabil cu 8.000 de lei pe lună, e un alt punct de vedere. Și vin cumva așa la pachet. Mie mi se pare că noi ne limităm. Da? Și în ce privesc banii, și în ce privește știu eu, sănătatea, corpul, relațiile, ai un punct de vedere acolo. Poate la corp instrumentele ar fi altele, dar tot punctul de vedere îți creează realitatea vis-a-vis de sănătatea ta. Trebuie să fii vulnerabil, că ești tu cu tine, să te uiți la punctele tale de... Și atâta repeți că e un punct de vedere interesant, că am punctul ăsta de vedere, până chiar devine interesant. Pentru că dacă el este fix și încă e acolo, nu, e ok, 8.000 de lei pe lună este suficient, că dacă aș câștiga mai mult, aș fi ca vecinul. Uită-te un pic cu ce e acolo. Sau dacă aș câștiga mai mult, nu m-aș mai duce cu prietenii ăștia. Da? Când spui un punct de vedere interesant, ca în punctul ăsta de vedere, uită-te la ce se deschide. Ok, și ce e interesant că ei pierde pe ăștia? Sau ce e neinteresant? Da. Da? Și se desface. N-ar trebui să faci în principal nimic, doar să fii conștient de ele, că sunt limitări. E al tău, îi dai cu poc și pot, adică cu fraza de curățare, nu e al tău, uită-te cumva de unde l-ai luat. Da. Știu. Eu sunt în situația asta. O poveste, da, ce să spun. Am cumpărat eu punctele de vedere ale familiei mele vis-a-vis de bani. E când e sincer cu tine și vulnerabil, da. Deci, hai mă, că pe asta am lucrat-o, știu eu, cu banii, sunt ochiul dracului. Mai uită-te. Da, mai uită-te. Că ele vine la... Când spui banii sunt ochiul dracului, asta era vorba bunicii mele, ea vine la pachet cu altceva. Boierul ăla nu știu ce ne-a făcut. Comuniștii au venit și ne-au luat caii și i-am văzut la colectiv și da, deci vine cu mult mai multe. Zici, n-au nicio influență. Nu. Like, am primit pe la 2 ani, pe la 3 ani. Poate inconștient, de ce nu, că nu-ți spuneau poate ție ca copil, dar bunica ta era energia aia, da? Păi mi-au furat pământul. Da, atitudinea ei îți intră undeva poate și ție în inconștient, da, în subconștient, în inconștient. Nu mai ai nicio conștiență asupra acelor gânduri, dar ele sunt acolo. Sunt, da, undeva în partea de sub apa icebergului, da, ca și să e o joacă, adică nu e... N-ai decât să folosești un punct de vedere interesant ca în punctul ăsta de vedere până când într-adevăr devine interesant. Dacă e interesant, nu are niciun fel de încărcătură. Adică dacă ție unul ți-ar spune că vrei 8.000 de lei pe lună, că e prea puțin sau că e prea mult, cine o să crezi tu că o să-ți dea? Dacă pentru tine e interesant, nu are nicio importanță. Dar chiar o simți, că nu, tu îți vezi de treaba ta, nu că îl ignori sau că nu auzi. Pur și simplu pentru tine e un punct de vedere interesant ce spune ăla. Da. Dar ne aliniem în continuu, știi? Și nu-i neapărat nevoie să aliniezi. Reacționezi la punctul de vedere al celuilalt. Da, mă, termină cu prostiile astea, crezi tu că punctul de vedere îți creează și sănătatea, da? Și dacă chiar nu e un punct de vedere interesant pentru tine, inclusiv ce spun eu, că e un punct de vedere interesant, că punctul de vedere îți creează sănătatea, ești încă într-un malaxor acolo. Corect, în malaxorul minții, care
te prinde și până când nu te învârte și nu te mărunțește total, nu prea te lasă. Dacă toate ar fi un punct de vedere interesant, n-ai avea decât de ales. Da? N-ar fi o încărcătură. Pac, vreau asta. Pac, vreau asta. Pac, vreau slujba asta. Și când zic slujba asta, nu înseamnă că te faci senator. Dar poți să ai o slujbă de senator. Pa, vreau să am birou așa, vreau să petrec atâta timp la serviciu, vreau să câștig atâta, vreau să fac utare, vreau să ajut aia, vreau să... Poți să crezi legi chiar dacă nu ești în Parlament, că ești la un ONG, că ești nu știu unde, că vreau să fac asta, da? E un sens, așa, o... Da. Am descoperit cumva că întotdeauna un punct de vedere nu vine singur. El vine cu patru fațete. Pe a patra ține doar de noi. Și am descoperit asta lucrând un pic vis-a-vis de bani. Un exercițiu în carte era cumva că cineva îi aruncă unuia un colac de salvare în mare și se prinde sau nu se prinde de colac. Acum, vis-a-vis de cum creem, când ăla se prinde de colac, are punctul de vedere vreau să trăiesc. Da, de acord. Are punctul de vedere și nu vreau să trăiesc, de ce? Că era în mare. Și cumva dacă viața și moartea nu sunt diferite, adică nu există plus, minus. E cumva nu vreau să mor în sensul ăsta. Da, da, da. Nu-mi permit să mor, da? Sau nu-mi permit să trăiesc. Da. Și mai e punctul nostru de vedere că dacă tu ți-ai permite, dacă tu îți permiți, ai tot. Da, foarte corect. Și cu asta sunt de acord. Deci, dar totul e să-ți permiți să fii. Instrumentele astea de lucru mi se par foarte apropiate de modul în care gândesc eu la bars, ora actuală, cel și puțin. Și bars, da? Adică însemnând atingerea aia a punctelor și primirea, asta te învață, să-ți permiți să fii, să-ți permiți să primești. Există un concept că cere și ți se va da, glumele sunt în acces, în sensul că, băi, ăștia l-au ascuns atât de bine în Biblie, încât nimeni nu crede. Da, este cere și ți se va da. Și când spui, cer cu hotărâre de la tine. Băi, chiar fac asta. Nu înseamnă să stai. Da, dar vreau asta, fac tot ce e posibil. Sunt energia, nu contează. Ce fac asta? Ceri asta. Dar da, trebuie să-ți permiți să primești. Da? Să-ți permiți să primești. Pentru că poți să primești o îmbrânceală de la un coleg care de fapt spre aia te îndreaptă. Poți să primești ajutorul unui prieten, da? Dar tu zici, a, păi nu, tu ai așa un punct de vedere despre cum ar trebui să fie. Nu-i treaba ta, e treaba Universului și a lui Dumnezeu. De multe, da? Ori ni se întâmplă lucruri de da, genul, da, acesta, da. Poți, cum adică vine ăsta, investește și ăsta sau mă ajută ăsta așa benevol. Dar primește. Nu înseamnă că nu pui întrebări. E în regulă, nu e în regulă sau că arunci. Dar mai să primești înseamnă să primești. Da, în viață trebuie să fie un echilibru între a primi și a da. Întotdeauna. Fiindcă altfel energiile nu vor... Nu circulă. Circula așa cum trebuie între tine și... între tine și ceilalți. Despre ce instrumente mai vorbim? Uite, despre asta cu energia, în sensul că sunt punctele de început ale rularea barelor, începe cu tragerile de energie, adică ții mâinile în banda de putere și, mă rog, al treilea ochi și tragi energie prin corpul persoanei. Când zici tragi energie, când am făcut eu prima dată primul curs de barsă, da? Și după ce s-a întâmplat? Acum zic, ce însemna asta, trage energie? Și a zis facilitatorul, și nu contează așa, dar oricum, când am zis, voi ați început să trageți. Și acum constat că așa era.
nu înseamnă că pentru mine înseamnă că vizualizez, că am un sens de tu ții mâinile acolo doar ca prin corpul ăla să circule energia. Nici nu contează că o percep, că nu o percep, că ce înțelegi tu prin energie. Banii sunt o energie. De acord. Zic eu. Dacă noi am dorit să contribuim cuiva, să zic așa, unui om, unui copac, unui energie, la ce înțelegi tu, mă, ființa mea, ce-o fi, da? Contribuie energie, o să vezi că e foarte ușor, știi? Și o pățim cu florile, orice gospodină sau orice fată sau orice grădinar, da? În momentul în care o așează, în momentul în care poate îi vorbește, asta face. Îi trimite energie sau poate trage energie de la planta aia, n-având importanță. Important e să circule. Să fie schimb, da. Când îți pui problema de bani, care e tot o energie, cum să-i trimiți bani? Deși în momentul în care tu trimiți energie, simți fluxul prin tine, la bani deja e o mare problemă. În ce sens? În sensul că eu am experimentat, nu simt că curge la fel de tare. Când trimiți? Când trimiți sau chiar și când primesc, știi? Mi se pare că e așa. De ce? Pentru că am pus semnificație pe bani. O semnificație greșită? Nu greșită, nu greșită. Sunt încă punctele mele de vedere. E contravaloarea pe muncii prestate, este plus valoarea pe care o adaug eu, este... Și dacă sunt doar energie, da? Și mă joc cu asta. A, nu, banii sunt doar energie. Ok, da? Și iar ajung la ăla. E de lucru în sensul că e de joacă cu instrumentele. Da, foarte frumos ai spus, fiindcă în momentul în care începi să te joci, o faci cu destindere. Mm-hmm. Că de obicei subiectul acesta al banilor este privit cu multă încordare. Mai ales la noi. Da, în special în țara noastră. Ok, din nou scurtă pauză, ne pregătim pentru rubrica de carte. Cartea lui Ștefan se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars. Vorbim despre instrumentele din Access Bars. Cecilia, ai adus o carte pe care despre care am auzit că este o carte foarte bună, n-am apucat încă să o cumpăr. Așa că am să te las pe tine să spui titlul, autorul și motivele pentru care faci această recomandare. Fitu schimbă lumea, de Dame Hir, Dr. Dame Hir, cofundatorul Access Consciousness. Este o carte Access Consciousness. De ce spun asta? Pentru că în carte sunt foarte multe instrumente, însemnând clearing-uri, se numesc în Access. Fraza de curățare, trimiterea la site care explică fraza de curățare și, mă rog, cum a apărut ea. Ea, ca și fraza de curățare, este folosită mult. Este o carte a unui om vulnerabil să se uite la relații, la bani, la toate aspectele vieții lui. Are un punct de vedere interesant cu privire la relații. Așa. După ce te tevălești așa un pic, de fapt îți dai seama că este greșit să privești relația ca și relație, pentru că relația înseamnă distanța dintre două persoane. Ok. Și practic ar trebui să fii acel celălalt dintr-o relație. Și vorbește mult de elementele intimității pe care în primul rând trebuie să le ai cu tine. Da. De exemplu, se vorbește despre onorare,
dacă tu ești într-o relație, pentru tine și pentru corpul tău trebuie să fie o onorare. Altfel nu ai ce să cauți acolo. Mai exact? Mai exact, corpul tău să fie să nu fie judecat în relația aia. Celălalt să fie recunoscător pentru corpul tău. Să fie vorba despre bucurie de a fi lângă acea persoană, de a crea. Da? E ceea ce înseamnă a te onora. Te onorezi așa cum te onorezi că mănânci o masă bună. Da? Nu mă duc și mănânc, știu eu, la nu știu ce birt cu muște. Da. Da, mă onorez și mănânc la o masă cu față de masă albă. Aia înseamnă a te onora. Un alt element al intimității este încrederea. Încrederea înseamnă încredere în tine, iar încrederea în cealaltă persoană ar însemna că ai încredere că va face ce va face, când va face, dacă va face, alegând să se onoreze sau nu, da? Cam asta înseamnă încrederea. Da. Foarte frumos. Mai avem câteva minute în rubrica de carte. Aș vrea să fie să vorbești despre instrumentele Access Bars și relații, un exemplu practic sau două, dacă ar fi, fie ceva care ți-a mai plăcut în cartea doctorului Dan Heer. Dan este cumva foarte vulnerabil în carte vis-a-vis de instrumente. Mă refer la rularea barelor, respectiv la întrebări. Povestește în carte că a suferit un abuz în copilărie și rulându-i barele Gary Douglas, au lucrat și lucrează foarte mult împreună. Asta înseamnă și facilitare, da? În momentul în care a vorbit despre abuz, Gary cumva a zis asta n-ar fi trebuit să-i se întâmple niciunui copil. Înțeleg că bătaia era mai mult decât bătaia, mă rog, cartea e, da, e merită citită. E întrebarea asta, sau cum să zic, reacția lui Gary, care e reacția la un punct de vedere, i-a validat punctul de vedere, așa ceva nu-i corect să se întâmple. Da, da. Dane, fiind foarte senzitiv, spune că l-a simțit ca și cum l-ar fi încleștat. Ca și cum ar fi turnat ciment pe corpul lui. Spun foarte senzitiv, unul este medic chiropractician. Da. Face Access de mai bine de 25 de ani. Experimentează, mă rog, este și creatorul unor programe ESB și alte clase avansate în Access. El este vulnerabil și să-ți povestească ce a simțit, da? Doar când Gary s-a uitat la cumva la... Tu ai contribuit cu ceva la asta... Așa. La abuz, este ăsta să creești ceva mai mare, da? Și apoi din întrebare în întrebare s-a desfăcut. Și acum te poți uita la lucrul ăsta nu cu milă, nu din punctul nici al victimei, nici al celui superior, m-am ridicat deasupra abuzului, uită-te la mine, ce pași, ce sunt eu acum, ci cu îngăduința că poate să existe și astfel de oameni. Și într-adevăr desface, adică prezența lui și blândețea cu care te privește în cursuri, da, și într-o facilitare, desface energia asta a abuzului, care, să știi, poate să fie foarte subtilă. El aici vorbește și de o violență fizică, dar poate să fie și abuzul ăla în care părinții nu te-au văzut. Care, da? E tot o formă de abuz. Da. Poate să fie un abuz de la școală, un abuz de la prieteni care nu te-au acceptat. Da, îmbracă diferite forme și nu întotdeauna evidente, sunt de acord. Da, poate cu... să fie un abuz de medicamente, de exemplu. De medicamente poate pe care le-ai luat în copilărie, prescrise de... Da, tot un abuz al corpului este. Da, corpul simte toate, și când ești toate lucrurile când de genul acesta. Corect. Ești cumva în situația asta, că și Gary a fost permisiv să pună întrebarea asta, da? Deci am fost, am torulat bar și o rulam din punctul ăsta de vedere, nimănui nu trebuie să-i se întâmple așa. Ulterior, când te deschizi și permiți ca acest lucru să existe, atunci îl poți schimba.
Da? Și oamenii se schimbă când noi recunoaștem că sunt diferiți. Da. Oamenii se schimbă când noi recunoaștem că sunt diferiți. Corect. Și de multe ori zici că, uite, nu poți să-l schimbi pe cutare. Nici nu trebuie să încerci să-l schimbi. Trebuie să-ți schimbi tu. Sau să fii, punctul de vedere, cumva. Să fii foarte permisiv că e așa, da? Să-l accepți așa cum este. Să-l accepți așa cum e, nu înseamnă că te aliniezi cu el și abia atunci vede că poate să aleagă diferit. Rău există și oamenii răi există, dar dacă tu îl recunoști pentru ce este, el asta vrea, să fie recunoscut pentru ce e. Cam asta vrem toți, da. Da? Să fim recunoscuți pentru ce suntem și abia atunci alegere să alegi și diferit. Da. Poate că unii oameni, de exemplu, sunt prea buni, da? Și poate că ai vrea la imens să fie și el mai, nu știu, mai rutăcios, da. Mai așa, mai să răspundă, mai... Da. Bine, ultima pauză din emisiune. Recomandările săptămânii se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars, la sfârșitul unei emisiuni în care am vorbit despre instrumentele din Access Bars. Din punctul meu de vedere, două recomandări apropo de ce mi-a plăcut pe parcursul acestei emisiuni. În primul rând, vă propun ca temă de gândire pentru săptămâna care urmează să reflectăm puțin asupra echilibrului între a da și a primi în viață și, în al doilea rând, un alt aspect interesant pe care l-am văzut în această discuție, gândurile care nu sunt ale noastre. Mai exact, numărul mare de gânduri care nu sunt ale noastre, pe care le avem împrumutate de la alții, și cât de util și de profund este să descoperim că avem foarte multe gânduri care nu sunt ale noastre. Acestea fiind zise, Cecilia, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea noastră și am să te rog să spui tu fraza de încheiere. Da. Cred că toți suntem un dar și cred că Pământul sau Universul există pentru că existăm și noi, că avem ceva de dăruit unul altuia și mă gândesc ce contribuție am putea fi unul altuia și țării, ca să zic așa, doar da. Jucându-ne un pic cu instrumentele și rulând mai des barele. Da, și ce s-ar putea întâmpla pentru cei din jurul nostru și pentru noi. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, vă doresc să aveți zile frumoase, să ne revedem cu bine sâmbăta viitoare în jurul orei 19, numai și numai la televiziunea 6 TV. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai natural, mai sănătos, mai fericiți împreună cu toți cei dragi. Alături de mine, Victor și Oreste. Bună din nou și mulțumesc pentru invitație. Erare humanum est, perseverare diabolicum. Nu știu de ce m-ați mai chemat. Suntem sau nu conștienți, după părerea ta, apocalipsa a început sau n-a început? Și mai ales vorbind de o apocalipsă foarte subtilă. Nici nu o vezi, doar beneficiezi de părțile... E negative. Nu, părțile nostime, pe astea le apreciezi. Deci tehnologizarea noastră. Ce s-a petrecut în ultimii 10-20 de ani? Tot ceea ce ne bucură. Telefoane mobile, computere. E ușor redundantă întrebarea ta, pentru care răspunsul inclus. Este evident că nu conștientizăm că apocalipsa a început, pentru că ne manifestăm într-o ignoranță și într-o lipsă de reactivitate teribile.
Suntem chiar cuceriți? Suntem chiar complici, ca să nu spun de-a dreptul părtași, la propria noastră nenorocire. Și asta vine în primul rând și în primul rând din ignoranță. Și trăim vremuri paradoxale. Acum când accesul la informație este aproape neîngrădit, cel puțin și pentru paradigma României, că se și parte dintr-o lume liberă. Înainte nu acționam pentru că nu aveam accesul la informație și nu aveam dreptul să știm mai multe decât știau stăpânitorii noștri. Că asta a fost paradigma comunistă. Bă, unii puțin știu și exact. Hotărăsc că el a zis, nu știu și execută. E, noi am trecut de 30 de ani într-o lume în care, cel puțin teoretic, avem cu toții acces într-un ocean imens de informații. Adevărat, e atât de vast oceanul ăsta de informații, dacă n-ai o călăuză, un ghid care să te mai ajute să selecționezi din ele, te pierzi, că n-ai timp să-l magazinezi atâta. Dar în ciuda faptului, ca să revin, că există multă informație pozitivă și de calitate cu privire la ce ar trebui sau cum ar trebui să dansăm și noi tangoul ăsta numit viață, ca să nu ne mai călcăm pe bombeul privat să ne doară și la sfârșitul dansului să putem să și zâmbim și să mergem și în alte activități. Din păcate, dacă stăm să judecăm pomul după roadele pe care le dă, realizăm un lucru trist. Umanitatea de astăzi e într-o sarabandă a propriei sale neputințe și ne îndreptăm cu o viteză teribilă cu ăștia în gardă. Adică mi-e teamă că noi, plictisiți de a ne fi atât de mult rău și în dorința noastră de a ne fi mult mai bine, noi ne îndreptăm, din păcate, spre un rău mult mai pervers. Mult mai diabolic, într-un fel. Pentru că, până la urmă, căutarea prea binelui sau a mai binelui ne conduce, în mod inevitabil, în celebra butadă, drumul spre iad e pavat cu cele mai bune intenții. Și atunci, faptul că noi dorim să trăim mult mai confortabil, faptul că noi am introdus tehnologia ca făcând parte din natura noastră, ceea ce e fundamental greșit. Tehnologia e una, energetica naturală este cu totul și cu totul. Și am și interpus-o între noi. Faptul că noi nu realizăm precaritatea scuturilor noastre energetice. Știi că noi învățăm la școală când mai învățam. Dom'le, planeta, da, care e un organism viu, are ionosferă, stratosferă, ozonosferă și așa mai departe. Noi, copiii planetei, adică fiind niște pământuri mai mici, nu? Microcosmos, macrocosmos, adică toți cei care se uită la această emisiune, nu vreau să-i plictisesc pentru că știu despre ce e vorba. Noi înșine avem în copie mică aceleași învelișuri care să ne protejeze de complexitatea radiațiilor astea, gamma și ultraradiațiilor din cosmos pentru a putea... Da, această aură, numită aură. Exact, să ne putem duce programul vieții până la cap. Numai că acest scut energetic al nostru și al ființei biologice de pe planeta asta, că suntem noi sau animale, se aseamănă cu intensitatea unui bec, e slabă, de asta poate fi nu perforată această aură, chiar și printr-o privire mai insistentă, chiar și printr-un gând mai contundent. Toate ne afectează în vreun fel. Noi mai suntem și apă și apa, noi știm, din clasa 5 ar trebui să știm că ea se informează cel mai repede, e conductorul cel mai bun de energie, de curent. Noi dacă suntem 75-80% apă, toată structura asta noastră microcelulară e formată din apă și atunci apa de noi e foarte ușor influențabilă. Este influențată de un bec, este influențată de un apel, un simplu apel la o tehnologie care are un nivel de radiație mult mai puternică decât ne imaginăm noi. Noi ne bucurăm că am avut 3G, ne bucurăm că avem 4G. Mâine, poi mâine, România va fi una dintre țările care va da startul experimentului 5G. Dintre primele țări. În Europa, cred că e prima. Dacă îmi permiteți, nu cunosc a doua ca țară. Să vedeți cât este de gravă situația cu 5G, însuși președintele României, Klaus Iohannis, a spus că în România, din păcate, nu există foarte multă lume preocupată de această tehnologie 5G sau suficient de îngrijorată, spune președintele. Ba mai mult decât atât, a spus că va pune în discuție în CSAT acest predicat cu privire la faptul că, dintr-o dată, noi vom fi niște deschizători de experiment pe o anumită tehnologie care, sigur, prezentată într-un mod admirabil cu un marketing foarte bine făcut, ne-a sedus pe toți. Important e să știm care e prețul pentru asta. De când suntem dependenți de tehnologie și ușor, ușor am devenit niște consumatori pasivi de energie tehnologică, care nu are niciun principiu de rezonanță cu energia noastră vitală,
am câștigat un confort, am câștigat o rapiditate extraordinară cu care colportăm informațiile, dar am pierdut fundamental altceva. Ne-am pierdut vitalitatea. Toată structura noastră energetică e atât de franjurată încât noi pierdem energie atât de mult încât noi practic ne sinucidem pasiv. Noi nu o să apucăm ceasul nostru biologic, așa cum ne-a programat pe noi Dumnezeu, să trăim până când va trebui să murim, exact, că așa scrie la cartea vieții. Noi, pentru că am smuls din franjurile astea energetice și din scuturile astea energetice, le-am permis să fie atât de perforate, este ca și cum le-am merge iarna pe un viscol de minus 20 de grade, fără pulover, fără cămașă, fără căciulă, fără palton, mergem așa în pielea goală, cât ne ia somierlim. Foarte puțin. Asta e apocalipsa noastră pe care o trăim. Ori este probleme că nu ne-am adoptat, pentru că toată întâmplarea are loc în ultimii câțiva zeci de ani, 20-30 de ani. Adică noi am rămas în fața faptului îndeplinit. Deci ne-am trezit, Dumnezeu ne-a proiectat pur și simplu să fim cu totul alte condiții. Nu era gândirea lui Dumnezeu că lumea o să fie împânzită de rețele, de antene, de Wi-Fi-uri, de tot felul de telecomunicații, să fiecare cetățean să aibă un telefon mobil, calculator, laptop, televizor și 3 milioane de electronice în casa lui, dar mult mai gravă problemă este în cazul copiilor, deoarece noi adus avem măcar imunitatea formată, așa să spune. Dar copiii sunt cei mai expuși. Ei, această aura, aura lor este foarte sensibilă, acest câmp de protecție este minim. Pe când toate aceste electronice, rețele, Wi-Fi-uri și toată agresiunea asta energo-informațională, are intensitatea imensă. Are intensitatea imensă în care noi suntem scufundați în acest ocean de unde nocive. Și așa, cu tu bine spui că nu facem față, deci corpurile noastre nu fac față. Chiar o chestie absolut șocantă. Am prezentat-o. Exact ceea ce tu, Oreste, ai spus. Ce s-a întâmplat în atâtea decade cu noi și cu tehnologia, este evidențiat. Deci Korotkov, inventatorul GDV-ului, în momentul în care în 94-95 a început primele experimente la morgă, pe oameni decedați, da? Toate câmpurile aurice măsurate la momentul ăla, când nu exista 3G, 4G, 5G, da? Morții aia aveau o aură, și puteți să și vedeți, o aură mai puternică, mai sănătoasă, mai luminoasă, fără întreruperi, fără rupturi, fără blocaje, decât oamenii vii măsurați de noi, zeci de mii de măsurători făcute în România și care în timpul deci anilor, am văzut că sunt din ce în ce mai proaste. Și cei mai afectați, apropo de ceea ce a spus Victor, pe noi am rămas absolut șocați. Deci un copil, te uiți la el, sper că are mai multă energie, mai multă viață, mai multă forță, o imunitate mai puternică, care să se reflecte și la nivelul energetic. E simultan, imunitatea fizică și imunitatea bioenergetică sunt așa. Copiii erau cu rupturi energetice. Ce înseamnă rupturile și blocajele astea? Înseamnă că, întreținând acel blocaj, acea ruptură, ajungi la boli sigure, poți să știi în avans, cu 4 luni, cu 6 luni de zile, generarea unei stări de boală, iar întreținerea acelei stări de boală duce la cea mai grea boală. Da? Deci și vorbim de copii. Copiii aceștia, ei sunt vinovați sau noi suntem vinovați că doar ne bucurăm de ceea ce le oferim lor, ca da, și copiii tehnologie. Nu plâng, copiii nu ne zăpăcesc, ei se joacă foarte frumos, sunt noi liniștiți. Suntem liberi, ei sunt exact cu treaba lor și e totul bine. Eu știu că tu ești promotorul de minim 8 ani de zile acestui sistem special, cu unic, un sistem militar care acum a trecut și în zona civilă a torserului, pentru protecție bioenergo-informațională, pentru toate astfel de cazurile de influență electromagnetică, negativă, bioenergo-informațională, chiar, cum să spun, chiar îți mulțumim că datorită ție... Nu aveți pentru ce să mulțumim și nu cred că e datorită mie, datorită acestei tehnologii. Eu n-am făcut altceva decât să am curiozitatea acum 8 ani de zile să accept o invitație a colonelului Teodorescu și a generalului Emil Străinu la Academia Militară. A fost un simpozion internațional legat de psihoenergo-informațional cu participare din mai multe țări membre NATO și cu mai multe
somități, dacă vreți, din societatea românească, am fost foarte atent și am înțeles principiile de bază ale acestei tehnologii. Acum, pornesc de la întrebarea ta cine-i de vină. Eu cred că toți suntem de vină și în același timp niciunul, pentru că evoluția umanității în momentul de față presupune inevitabil o tehnopatogenie. Toată lumea civilizată se află, din păcate, în miezul unei tehnopatologii. Pentru că tot ceea ce ne înconjoară din punct de vedere al frecvențelor și al emisiilor energetice sunt sarcini mult mai mari decât avem propria noastră capacitate de apărare naturală. Adică noi nu mai avem, din punct de vedere al bioființei noastre, scuturi necesare, adică ionosferă, stratosferă și așa mai departe. Astea toate au fost iremediabil cedate ca suveranitatea noastră energetică pentru a primi altceva. Acel altceva care aparent este un salt cognitiv extraordinar, un salt calitativ al vieții noastre, o tehnologie excepțională, cu toții suntem și victimele, dar și beneficiarii acestei, hai să zicem, tehnologii avansate, care ne înconjoară de la spectrul militar până la cel civil. Când te întreb de vinovați, eu te întreb la modul efectiv, când îți clarifici cum stă treaba cu vina, îți clarifici și cum stă treaba cu cum poți să compensezi. Orice problemă are o soluție și orice soluție vine la pachet și cu o contraproblemă. Asta este limpede, adică pe fereastră se intră și se iese, adică nu sunt definite foarte clar accesurile. Acum 8 ani de zile, după ce am rămas foarte surprins de faptul și destul de circumspect că se poate vorbi la un nivel militar foarte înalt și foarte pretențios și despre tehnologiile vieții, nu doar despre tehnologiile morții, pentru mine a semnat un prim semnal pozitiv într-o lume destul de abramburită cum era și acum 8 ani și cum este și astăzi lumea românească. Și ca de obicei, pornind de la ideea că nu sunt un credul, nu sunt un naiv, sau am fost tocmai prea multă vreme naiv ca să nu mă fi antrenat între timp, i-am spus atunci lui Victor, băi, eu pot să cred povestea asta foarte frumoasă, dar lasă-mă să o văd. Adică, ok, ce spuneți voi aici e minunat, dar dăm un an de zile și mie un aparat, să văd, domnule, funcționează sau nu funcționează. Într-adevăr, am început să-l folosesc. La început sub pat, după aceea alături de device-urile pe care le folosesc, după care am încercat să-l insinuez pe supernele și alor mei și așa mai departe. Primul lucru pe care îl constați, e adevărat, nu imediat, pentru că noi avem și o inerție, și o obișnuință a unei stări proaste, știi? Și când fumezi mult, care e o stare proastă, până te lași, ai o inerție de câteva zile, săptămâni, luni, alții, poate niciodată. Am putut să trag primele constatări calitative, apropo de nivelul energetic, de starea de vitalitate, de starea de prezență, de lipsa în timp a unei oboseli inexplicabile. De foarte multe ori, și cred că asta este valabil pentru toată lumea, faceți această constatare simplă, chinezească, adică bătrânească. Cum sunteți după ce vă ridicați din pat dimineața? În mod normal ar trebui să fiți perfect odihniți, nu? Ar trebui să sărim din pat ca soldatul chinez direct sau sovietic, direct în acțiune. De ce? Pentru că ne-am resetat, ne-am încărcat, exact. Ne-am alimentat cu cea mai pură și cea mai vitală dintre energii prin somn și din momentul în care am deschis ochii ar trebui practic în 5 minute să fim ca argintul viu. E, dacă din constatările dumneavoastră, realizați un paradox. E la fel ca la mâncare. Bă, după ce ai mâncat bine, trebuie să... Bine, nu mult, atenție. După ce ai mâncat bine, trebuie să te simți încărcat energetic și să ai cel puțin 3, 4, 5, 6 ore de acțiune, de activitate. Că ai pus benzină în mașină, exact. Se presupune că mașina trebuie să pornească la cheie, că de-aia ai pus benzină. Nu poți să-i pui benzină și după aia să zici, aolo, s-a gripat motor. E, trecem de la mâncare la somn. Dacă după ce v-ați trezit de dimineață sunteți în continuare nedezmeticiți, ochii întredeschiși, nici nu știți dacă sunteți mai mult în lumea din interiorul vostru sau mai mult în lumea asta din afară care ne așteaptă să fim activi, înseamnă că undeva s-a produs o anomalie. Eu, asta a fost prima constatare după un timp, nu pot să, nu, și nu vreau să mint, nu știu dacă au fost zile, săptămâni, nu mai știu. Dar știu că la un moment dat, și vă spun și foarte sincer, tot să rămân, am stat sub pat în mijlocul patului noaptea. L-am ținut o perioadă numai acolo. După un timp,
Dom'le, m-am trezit cu adevărat, adică eu nici nu mai știam ce înseamnă busul ăla de energie care vine în mod firesc odată cu dimineața, dom'le. După o noapte, pe o noapte, două, trei, patru, cinci ore. Dom'le, ai dormit, te-ai resetat. Și două ore, dacă te resetezi, e suficient. E, asta a fost prima constatare. Și atunci am realizat că tot ceea ce mă înconjoară, și mă înconjoară și acum mă înconjura și atunci, de la cablul de televizor, de la cuptorul cu microonde, de la Wi-Fi-ul pe care l-am în casă, de la antena 3G care era la trei blocuri mai departe și așa mai departe, toate astea, mă atacau într-un mod atât de insesizabil și de subtil, încât, practic, în loc să mă odihnesc dormind, mă trezeam mai obosit decât m-am culcat. Ceea ce înseamnă că eu, în loc să mă încarc noaptea cu energie, pierdeam și noaptea, prin breșele astea din aură, din câmpul auric, pierdeam energie. Și nu lucrul numai. Ăsta nu s-a mai întâmplat după o anumită perioadă. Și nu numai. Deci, în timp ce noi urmărim să ne odihnim, ce se petrece cu partea biologică și energetică? Apare o destindere la nivel celular și o scădere a capacității noastre de a fi activ, de a controla. Deci e pur și simplu țesuturile noastre se deschid toate și la nivel subtil energetic și la nivel fizic. Asta înseamnă că toate tipurile de influențe, fie ele benefice, fie ele negative, se multiplică de 7-8 ori în corpul nostru în funcție de ce spunea proverbul românesc, cum îți așterni, așa vei dormi, în funcție de mediul ambient în care tu te odihnești. Este extraordinar cum ai subliniat aceste influențe negative și faptul că pe urmă le-ai corelat cu faptul că te oboseau, că nu-ți dădeau un somn bun, pentru că este una dintre cele mai teribile și mai puternice influențe. Deci noi ședem acolo, gândiți-vă, noi și mai ales copiii noștri care sunt și mai sensibili și mai ales doamnele, dacă sunt și însărcinate, ce să mai vorbesc? Toate aceste influențe sunt mult mai intense, da? Și noi în fiecare zi, deci nu putem să evităm, nu poți să sari o zi, două, trei, cinci peste somn, pentru că deja de la trei zile începi să ai probleme foarte grave dacă ai sări peste somn. Deci intervine un interval special în fiecare zi în care ori ne facem bine, ori ne facem rău. Păi zici, păi cum ne facem rău? Păi din ignoranță. Antenele s-au montat, televiziunile există, radiourile există, telefonie există, Wi-Fi-ul este peste tot, deci am măsurat. Și un lucru fantastic și trebuie să nu uităm asta, copiii noștri au acces la această tehnologie de la vârste extrem de fragede. Adică eu mă uit la nepotul meu, are 10 luni, nepotul meu e fascinat de device-ul ăsta pe care l-am, că vede filmulețe de desene animate pe el, că începe să se joace cu degetele și așa. Ceea ce înseamnă că noi introducem acest tip de agresiune energetică, un cal troian în biocâmpul unor copii care nu și-au cristalizat încă suficient exact. De bine propria lor imunitate energetică. Asta intervine după 16, 17, 18 exact. Ani. Eu am fost șocat și Victor, bineînțeles, în momentul în care am făcut măsurătorile și am rămas șocați. Nu ne așteptam să fie atât de degradate structurile energetice la cei mici, la copii. Dar ca să înțeleagă telespectatorii noștri despre ce vorbim aici, câmpul energetic a unui om normal, sănătos, trebuie să fie variat în parametrii la ordinul în jur de 15.000, aura puternică sau câmpul acesta energo-informațional puternic poate fi și chiar până 20.000 sau 25.000. Pe când noi găseam oameni sau mai ales copii care aveau aceste câmpuri variate sau încadrate în parametrii 10.000, 8.000, mai găseam 5.000, mai existau și cu oamenii vii cu 2.500 de unități. Deci asta înseamnă undeva de 10 ori câmpul lor, de 10 ori mai slab față de un câmp unui om sănătos, puternic. Deci asta înseamnă că oamenii practic nu aveau niciun fel de protecție, nu aveau această energie protectoare, ei erau complet descoperiți la absolut toate influențele negative care vin din exterior. Și cum spunea și Dan, orice influență, chiar și de intensitate slabă și neavând acest câmp de protecție, această imunitate energo-informațională în jurul corpului nostru, această energie vă atacă
și în funcție de zonele sensibile, în funcție de sensibilitatea fiecărui organism, apar foarte rapid, se instalează anumite boli, mai întâi sub forma unor coduri, adică boala ajunge la nivel informațional, sub forma unor coduri anormale, unor coduri greșite, care n-au fost proiectate de natură, de Dumnezeu. Virus care se exact, niște virus, niște virus energetici care ajung în structura noastră energoinformațională, care este strict și rapid legată la corpul nostru fizic și ca atare următorul pas, aceste coduri din câmpul energetic, codurile greșite sau virusii, ele fac ca boala să se instaleze exact în zona sensibilă. Și așa omul rămâne cu o anumită anomalie, cu o anumită problemă și nici nu știe de unde s-a luat, de unde a apărut. Asta e problema. Chiar vreau să spun, deci cum recunoașteți, deci cum vă dați dumneavoastră seama până să ajungeți undeva la analize, că noi am discutat foarte mult și de analizele fizice, da? Analizele de sânge care evidențiază treaba asta. Dar cum recunoașteți treaba asta? Recunoașteți exact prin ceea ce a spus și Oreste, prin faptul că nu vă odihniți bine, nu demarați la începutul zilei cu o stare stenică, cu o stare de bine, cu o stare de forță, de echilibru, cu putere de concentrare, cu luciditate, cu o hipervigilență, cu dorință de bine și o acceptare și o bucurie de a te vedea cu ceilalți, cu capacități sporite de muncă. Păi dacă ești la începutul zilei și aceste capacități îți lipsesc ție, dar mai ales copiilor, tragi de ei, nu vreau să mă duc, n-am chef, nu pot să lipsesc, deci întâlniți treaba asta, să nu vrea să se dea jos din pat, te șochezi, sunt copii, deci ar trebui să fie ca titirezul, să fie ca spiridușii, și foarte grav, lucrurile se repetă. Deci zi de zi. Asta înseamnă lipsă de protecție și mai mult decât atât, nu doar mărimea câmpului auric, care aceste câmpuri, vă spun încă o dată, față de acum 10-20 de ani, când s-a început, deci chiar mai degrabă când a început Korotkov să facă primele măsurători, toți acei morți, da, aveau câmpurile de 2, 3, 4 ori mai puternice, mai intense decât oamenii vii și copiii din zilele noastre și nu doar ca intensitate, ca rupturi, ca probleme. Deci vorbitul cu telefonul la ureche, deci afecta exact și știam, spuneam, tu nu cumva vorbești foarte mult la telefon cu urechea stângă? Tu cu urechea dreaptă? Ba da, deci nu știam de unde răspunea. Tu nu cumva porți telefonul în buzunarul stâng sau așa? De ce? Câmpurile, rupturile aurice erau direct acolo, da? Și de acolo începeau probleme pe organe, da? Și tot rău mai departe. În momentul în care ți-ai dat peste cap un organ, nici celelalte nu o să înceapă să funcționeze mai bine. Mi-amintesc că din dizertațiile legate de tehnologiile militare care devin și un patrimoniu al societății civile, prin măcar faptul că o perioadă de timp a dispărut războiul rece dintre noi și atunci s-a putut permite un schimb de cercetare și de tehnologie între Est și Vest, că acest dispozitiv a fost gândit încă de prin anii 60-70 pentru cei din armată care lucrau în radiolocație pe niște frecvențe foarte mari. Noi denumim frecvențe foarte înalte acum, dar care în raport cu 5G-ul care ne va invada exact pe toți, era un fel de frecție la picior de lemn. Și atunci, pentru a proteja militarii care lucrau într-un câmp frecvențional care perturba în mod absolut firesc propriul câmp auric, strategii Uniunii Sovietice din anii 60-70 au trebuit să gândească un asemenea dispozitiv de protecție. E interesant că, deși militarii folosesc un asemenea dispozitiv încă de la jumătatea decadei a șasea, la noi, la amărâții ăștia de civili și de muritorii plătitori de taxe și impozite, a ajuns aproape cu 30-40 de ani mai
40 de ani mai cu, târziu. Cu așa întârziere ajung tehnologii militare în lumea civilă. Și atunci pun și o întrebare, dacă noi astăzi avem acest dispozitiv pe care soldații speciali, mă rog, care lucrau în medii speciale, îl aveau cu 40 de ani în urmă, ce-o avea armata, domne, astăzi, dacă noi avem dreptul să-l avem pe ăsta? Oare ce-o avea soldații deja, deja astăzi? Și tu știi că suntem deja la a doua generație de torser. Deci, această generație, deci acest torser, torserul original, da? Este, doi, a, torser este doi, torserul 2 și am avut această șansă ca să aducem acest torser 2 pentru partea civilă. Acest dispozitiv încorporează în el exact aceleași sisteme de protecție pe care le utilizează domeniul militar. Deci, torserul acesta original, torserul al doilea torser, deci care a apărut, este tocmai contraponderea vectorială la toți factorii negativi care s-au putut măsura pe toate nivelele. Deci atât pe bază de frecvență, da? Cât și pe bază de intensitatea frecvenței și pe bază de, deci, aceste măsurători de care tu le-ai făcut cu odihna, da? Sunt extraordinar de vitale. Toate procesele din timpul nopții sunt procese de regenerare, de revitalizare, de refacere a organelor. Da? Este și acel hormon de creștere care funcționează în anumite condiții. Și melatonina, care este anticancerigen și hormonul tinereții. Da? Care, dacă noi... Deci e banal să țineți lângă dumneavoastră, la pat, în apropiere, sau copii, vă să spune, doamna, lasă-l să se bucure și adorme, copilul adorme cu telefonul, toți tableta, dormim cu telefoanele la capul lângă, patului, deși știm că nu e bine treaba asta. Eu sunt măsurători negative care arată ce înseamnă un banal ceas băgat în priză, un ceas din ăsta electronic, sau electronic lângă pat. Dumneavoastră nu înțelegeți că un dispozitiv aflat de tipul acesta, pe frecvențele pe care lucrează, la intensitatea care lucrează, aflat lângă pat, când dumneavoastră vă destindeți, produce o asemenea stimulare, o asemenea perturbare. Deci, în primul rând, melatonina respectivă, sub aceste impulsuri, nu se poate crea. Deci, corect, hormon natural, anticancerigen, nu se creează în corp. Hormonul de creștere, care să refacă organele. Vreți să vă reîntineriți, între ghilimele, adică să nu o luați către îmbătrânire rapidă. Ce face acest dispozitiv care are o rază de 2 metri jumate, da? Și chiar acum puteți să sunați pentru a primi sfaturi, da? Și ajutor de la cei care vă pot consilia în mod gratuit, puteți să sunați la numerele de jos, da? Ca să vedeți cum să vă ajutați de o tehnologie a vieții contra tehnologiei care ne grăbește moartea, de la care noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm, nu ne mai putem lipsi nici de telefoane, nici de computere, de nimic. Ideea este că fiecare față are și un revers. Și bucuria asta, numai un pic, bucuria asta, pe cât este ea de mare pentru toate beneficiile tehnologice pe care le avem, pe atât de mare e ceea ce nu se vede în secunda asta, decât dacă vă duceți să vă faceți analize, să vedeți ce înseamnă o analiză după, deci a VSH-ului, înainte de a fi cu dispozitive pe dumneavoastră sau de a lucra 8 ore la un computer. VSH-ul acesta pe sânge, deci pe sânge, arată o creștere rapidă, accelerată, care este proces inflamatoriu. Un proces inflamatoriu, ca și cum corpul dumneavoastră luptă cu o boală foarte grea. Dacă corpul dumneavoastră dă aceste semnale că luptă către cu o boală foarte grea și dacă dumneavoastră repetați chestia asta fără niciun fel de protecție, adică telefonul mobil, Doamne ferește, să fiți gravidă și să-l țineți în poșetuță, în buzunar, aproape de bebe mic, da? Sau să lăsați pe copiii mici, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 ani, structura lor este încă în formare, este dezastru. Deci, în momentul în care noi ne bucurăm de toate aceste lucruri și pierdem din vedere
factorul nociv, vizibil și în sânge, vizibil și la nivelul, la ceea ce am făcut cu GDV-ul, la nivelul câmpurilor energetice, unde se văd foarte rapid orice tip de influență benefică sau nocivă. Și în momentul în care noi nu luăm contramăsuri, cine este vinovat? Noi am făcut copii, ne bucurăm să rădăm bani să se bucure, să se distreze și îi lăsăm să fie afectați tehnologic fără contramăsuri, fără măsuri de protecție. Fără măsuri de protecție, ce fel de părinți suntem noi fără măsuri de protecție? Deci aceștia care sunt în domeniul militar pentru militarilor, deci nu familia, care nu sunt copii, care nu sunt copii, iau măsuri pentru că nu se mai poate tehnologic, unde la contrapondere, la vectorii negativi care în clipa asta sunt pe planetă din punct de vedere electromagnetic. Deci tu te îngrijești de un militar. Ce este un militar? Este un om silfid, slăbuț, incapabil, sau este un om puternic, dinamic, apropo de sport, de dinamism, de putere de concentrare, că trebuie să tragi, să ai țintă și așa mai departe. Deci niște oameni foarte puternici și armata se îngrijește ca de niște bebeluși de ei. Dar dumneavoastră, față de familia dumneavoastră, față de copiii dumneavoastră, cum acționați? Mai ales că noi intrăm, dacă nu cumva am și intrat, în epoca digitală. Adică e clar că vorbim de epoca de piatră, vorbim de epoca bronzului, epoca fierului. Noi acum vorbim de cel puțin 10 ani de zile, suntem cuprinși cu toți într-o nouă epocă istorică, într-o nouă secvență istorică. Secvența IT sau secvența digitală și așa mai departe. Ceea ce presupune că noi am schimbat mediul primordial biologic în care am trăit, în care singurele suprasarcini electrice erau fulgerele, tunetele, exact, da. Părțile de cutremur din subteran și așa mai departe, care așa erau geopatogenii care ne afectau într-un mod iremediabil, cum o făceau și frecvențele Harman, Carly și așa mai departe. Dar erau naturale. Și alea sunt extrem de periculoase din moment ce marea înțelepciune a Chinei a studiat în Feng Shui-ul ăla, care este arta lor ambientală supremă, aceste geopatologii. Dar noi de vreo 10 ani de zile, nu mă refer la militari care de cel puțin 40-50 de ani, am schimbat mediul în care trăim. Noi în momentul de față, de mediul geopatogen, ne-am mutat în mediul tehnopatogen. Toate frecvențele cu care suntem înconjurați, de la banalul aparat de espresso pe care îl băgăm în priză, la cuptorul cu microunde, la Wi-Fi-ul din casă, la propria tehnologie 3G, 4G, 5G din telefon și așa mai departe, 3-4 televizoare, că acum fiecare cameră trebuie să aibă un televizor, toată această suprasarcină ne invadează din punct de vedere a șarului energiilor, a energiilor agresive într-un mod atât de brutal, încât se scurtează durata vieții, evident. Personal, cred și am recomandat întotdeauna destul de nuanțat folosirea dispozitivului ăsta, dar eu sunt absolut convins că un proprietar de companie, mai ales dacă e în domeniul IT, dacă ar dori să păstreze randamentul și prospețimea și intelectuală și biologică a angajaților respectiv, care trăiesc și lucrează zi de zi într-un mediu de frecvențe foarte înalte, ar trebui în mod obligatoriu să-și înzestreze angajații cu un asemenea dispozitiv. Sigur că un cioban care stă în vârf de munte și care n-are deasupra capului său niciun releu, nicio antenă 3G, 5G și așa mai departe, n-are nevoie de torsă, pentru că ăla încă... Dar unde mai găsim noi locurile astea? În vârful de munte și pe insule exotice. Pentru că în lumea modernă, în lumea europeană, în lumea americană, în lumea asiatică, nu mai găsim acele medii 100% naturale. Și atunci dispozitivul ăsta e mai important chiar și decât hrănirea constantă 3 mese pe zi. Pentru că nivelul meu energetic este constant dacă e sănătos și când dorm, și când sunt treaz, și când mănânc, și când nu mănânc. Eu am o limită energetică sub care dacă am scăzut, mă îmbolnăvesc și dacă am scăzut vertiginos și mor. Corect. Și atunci noi investim foarte mulți bani
în a ne alimenta, de exemplu. Da, o cumpărăm tot felul de produse, mâncăm, bem, domne, ne odihnim, nu pot să dorm pe lemn, că nu, domnule, trebuie să dau 300 de euro pe cameră ca să dorm într-o saltea, nu știu de care, dar uităm un lucru fundamental, mai important decât toate astea, pentru că ele se mai și digeră, sunt alte procese care corespund sau ajută sau accelerează anumite principii fiziologice, dar nivelul energetic el trebuie să rămână constant într-un anumiți parametri. Sub și peste, exact. E ca și cum am încărcat sau am descărcat suprasarcini automate. Te tot joci cu întrerupătorul de la curent electric, la un moment dat s-a ars becul și ai murit. Și atunci, vedeți ce strâmbă în mintea noastră, pentru că noi valorizăm și investim în lucruri ineficiente, care, domne, ne aduc doar o satisfacție trecătoare. Ai băut ceva acidulat, zahăr, ai râgâit, ți-o de simți bine, a durat starea de bine 3 secunde, 4 secunde. Și dă mulți bani pe mâncare, pe băutură, pe tot felul de distracții din astea, gadgeturi. Un telefon ăsta costă cât ai muncit 3 luni ca să faci. În toate astea investim, suntem înnebuniți să ne schimbăm întotdeauna tehnologia. Dom'le, a apărut 5G, vreau 6G, deja îl visesc, exact. Pe 6G. Și suntem capabili să investim în lucrurile care ne fac rău. Bă, dacă îți vine vorba să zici, băi tate, bă, hai să luăm, să o luăm de la zero, hai să o luăm de la bază, hai să înțelegem principiile de funcționare ale vieții. Hai să înțelegem că și viața este un program și că orice program are un început, are un conținut și are un sfârșit. Dacă noi suntem pe frecvența corectă a acestui program, cât o dura programul ăsta? Cât durează un an, 10, 20, 50, 70, 100? Important e și calitatea vieții. Cât trăim nu putem să controlăm. Asta nu avem cum să controlăm. Dar cum trăim? Cât de bine, că e o vorbă proastă românească. Ce, domnule, ai mai văzut? Cât de morții, acum ce mă deranjează pe mine că am murit bolnav sau sănătos, că eu de fapt tot mor. Și dacă exact. Morim cu toții, atunci mai contează cât și cum trăim. Bă, e foarte important. Asta o spune un om sănătos. Niciodată un om care a traversat o boală sau care s-a aflat în proximitatea morții nu va mai gândi vreodată la fel. Pentru că noi când suntem tineri, când suntem sănătoși și când nu avem niciun indice de pericol asupra noastră, suntem nemuritori, nu? De-aia ne putem permite orice. Orice abuz, orice încălcare de limite, pentru că organismul se reface repede, e încă tânăr, e sănătos. Ei, dar ia să te ia pe tine prima patologie care să te țină o săptămână, două la pat. Ia să nu mai poți să respiri ca lumea, ia să nu mai ți se întâmple ca bărbat anumite funcții fiziologice să-ți fie rușine să te întâlnești la 30 de ani cu o doamnă sau o domnișoară că te faci de râs, că n-ai de unde. Și atunci toate chestiunile astea ar trebui să fie un T0 pentru omul care se trezește și să înțeleagă că problemele există, noi nu le putem controla, în schimb, pentru că întotdeauna există posibilitatea asta de a alege între un drum sau altul, între a zice da sau a spune nu, să dăm timp în primul rând cunoașterii unui fenomen sau unui principiu, că aminte, dacă nu știm ne poate păcăli oricine, hai să începem să gustăm fiecare propria experiență a vieții. Dar hai să începem. Și atunci ai un dispozitiv. Eu vă spun sincer că eu nu am crezut. Am crezut că e vrăjeală la început. După ce am zis, băi, mi se părea bizar, bă, niște militari de talie asta să fie, dar știi cum e mintea românului? Bă, noi am trecut pe multe țepe. Și am zis, bă, dar dacă nu e așa, știi că întotdeauna în loc să, pornind de la prezumția de nevinovăție, noi pentru că ne-am învățat istoria noastră să suflăm și în iaurt, pornind de la premiza, bă, cineva vrea să mă facă sau să mă păcălească. Nu am primit în ăștia 8 ani de zile nicio comunicare negativă legată de acest produs. Ceea ce, cumulate toate aceste informații, pot deveni concluzia că timp de 8 ani de zile acest produs, cel puțin pentru mine și pentru cei apropiați mie și pentru cei care au achiziționat și datorită faptului că m-au văzut pe mine că îl promovez, domnule, n-au avut nimic de reproșat acestui dispozitiv. Poate mulți n-au înțeles cum funcționează și asta poate trebuie să mai explicați voi încă o dată ca să înțeleagă toată lumea principiul. Ca la imunocub, bărăne, funcționează pe principiul ăsta. Poate ar trebui să mai explicați o dată pe ce principiu funcționează ăsta. Dar e o garanție suficientă în 8 ani de zile că lucrurile merg și au mers bine. Orese, cât povestești tu, eu mă uit la tine și amintesc când ne-am cunoscut, vreo 10 ani în urmă. Tu ai acest dispozitiv. Am avut și primul dispozitiv. Ai avut și primul dispozitiv. Și mă uit la fața ta cât tu povestești. Deci tu ai rămas neschimbat. Tu n-ai niciun rit pe față. Tu pur și simplu ai oprit timp. Deci eu îți spun ce văd eu. Tu arăți exact așa cum ai fost. Mulțumesc. Probabil
sau și în mod sigur, se datorează și faptului că dacă breșele energetice au devenit absolut din ce în ce mai mici și chiar pe alocuri unele s-au închis, nivelul de forță vitală, de chi vital, cum spune chinezul, a rămas oareși cum constant. Asta ar trebui să fie un firesc al fiecare dintre noi. Știți că în alte emisiune v-am zis, dom'le, nu poți să-ți dai seama când te duci în Papua Noua Guinee, dacă excluzi ridurile de pe față, uitându-te doar de la gât spre bust, care are 15 ani, care are 35 de ani și care are 75 de ani. Pentru că din punct de vedere morfologic, bă, sunt foarte asemănători. Musculatura e la fel de tonifiată, pielea este la fel de netedă peste mușchi, stratul adipos este la fel de absent. Și atunci, dacă n-ai vedea fețele unde se mai citește vârsta, ci ai vedea doar corpurile unor oameni care trăiesc perfect integrați în natură, ne dăm seama și tragem o concluzie tulburătoare. Nu există timp și spațiu așa cum ne imaginăm noi. Curgerea asta timpului este o convenție pe care noi am împrumutat-o fără să o înțelegem. De asta spunem că îmbătrânim. Bă, nu îmbătrânim. Eu am văzut și tu îți mulțumesc pentru compliment, mi-ai zis, domnule, că arăt neschimbat. Tehnologia ne place mult, dar nu este naturală. Adică n-avem... Ceea ce spui tu, ai perfectă dreptate și ce ți-am spus în legătură cu starea ta, cum arăți tu, nu tu singur arăți așa, pentru că noi culegem aceste date de la toți clienții noștri, comunicăm cu persoanele respective care dețin asemenea dispozitive și foarte mulți dintre ei arată bine, arată foarte bine și chiar au reușit să oprească timp. De fapt, acest dispozitiv care reprezintă un generator de bioenergie, acest generator torsionic, el face în așa fel ca procesele din corpul nostru se opresc, procesele de îmbătrânire, pentru că tu bine ai remarcat, saturația de energie, saturația energetică permanentă, nu există fluctuație de energie, nu există pierdere de energie. Atunci corpul nostru funcționează la parametrii optim, cum ne-a proiectat Dumnezeu. Asta este răspunsul. Este chiar la nivel informațional, deci cele trei principii, unul dintre cele trei principii active din tors, rezonatorul matricial quasi-fractal, este cel care induce, comandă la nivel informațional direct pe toată structura noastră. Pur și simplu ca fiecare celulă, fiecare organ, toate procesele să fie în mod adamic, în mod paradisiac, în mod edenic, poftim să zic, să funcționeze ca și contrapondere. Deci ca și contrapondere, că o să spuneți, doamne, de ce nu sunteți, nu reîntineriți? Păi o contrapondere la vectori absolut și fabuloși. Și nu e natural. Noi natural e să îmbătrânim, nu să întinerim. Dar sunt vectori absolut fabuloși de negativ. Deci tot electromagnetismul planetei a crescut de câteva milioane de ori măsurate. Deci noi, ca și populație umană, ce am putut face planetei este ceva de neimaginat la nivel electromagnetic ca și influențe. Noi suntem și ființe bioelectromagnetice, tot și sistemul nostru neuronal și comunicarea între celule. Dumneavoastră, noi numai că am făcut asta planetei, dar trăim în acest mediu, apa din noi se comportă ca un hard disk și în același timp ca un procesor. Prin aceste structurări, prin clusterii moleculari prin care se dau informații, deci acești vectori de informații ajung la apa din corp. Și apa din corp primește o informație prin care clusterii moleculari dau comandă, ei conduc mai departe către ADN și către celule din corp această informație de regenerare, de revigorare, de protecție imunitară, energetică, de ridicarea proceselor metabolice, pentru că odată cu vârsta, după 40 de ani, ne scade metabolismul, ne scade o grămadă de procese, da? Iarăși, claritatea, puterea de concentrare, mulți nici nu își dau seama când și-o pierd. Adică în momentul în care lucrezi cu device-urile astea, nu îți dai seama că totul devine mai obositor, mai neclar, mai agitat, ne putem uita la copii și chiar avem pretenții față de copii când îi trimitem la școală. Îi trimitem la școală și tot avem pretenții să ia note mari. Dom'le, și atunci dacă în ghiozdanul ăla încape penarul, cărțile și niște mâncare, un dispozitiv de genul ăsta care este și foarte ușor și foarte mic, ar fi foarte util în ghiozdanul unui copil. E chiar mai bine
să fie într-un buzunărel. De ce spun treaba asta? Pentru că copiii au mania să poarte pe ei telefon, adică într-un buzunar să poată să răspundă un telefon sau ceva, care e un factor foarte grav perturbant. El e foarte bine gândit, pentru că probabil toată lumea care ne privește știe, câmpul nostru auric se întinde cam la 2,5 metri în jurul nostru, adică întinde mâinile față spate și avem, hai să zicem, asemeni planetei, câmpurile care ne protejează. De asta am zis rucsăcel, pentru că face parte încă din câmpul ăsta la 2 metri. Dacă ar avea și colegul, dacă ar fi 3-4 dispozitive într-o clasă, ar putea împreună exact să neutralizeze tehnopatogenia din clasa respectivă. Ar proteja pe toți copiii din clasă. Și atunci, sigur, într-o clasă sunt oameni care au dare de mână mai bună decât alții. Exact. Dar aici intervine miracolul ființei umane. Noi ar trebui să ne gândim nu numai pentru noi, ci să ne gândim și pentru alții. Și atunci, dacă e ca proverbul ăla arab, bă, dacă doar eu sunt sănătos, puternic și bogat și toți în jurul meu sunt bolnavi și necăjiți, la un moment dat și eu voi deveni un bolnav și un necăjit. Exact se întâmplă și invers. Și atunci, bă, dacă îți poți permite să-i cumperi copilului tău un telefon de 50 de milioane, păi cumpără și un dispozitiv de ăsta, care nu mai știu mai ales dacă spui că îl iubești. Dar era foarte acceptabil. Dacă spui că îl iubești. Pentru că e cumpărat din dragoste. Adică e de 10 ori mai ieftin decât un exact telefon mobil. Telefonul se schimbă odată la 2-3 ani, pe când torsorul funcționează 10 ani. Exact. Ia și torsorul ăsta, dar gândește-te că nu-i va folosi doar copilului tău. Va folosi și celor care sunt în jur. Va folosi și celor din jurul lui, cel puțin ăla la 2-3 metri în jurul nostru. Uite, noi trei aici putem beneficia absolut relaxați doar de un singur dispozitiv. Exact. Nu avem nevoie de 3 dispozitive acum la masa asta. Și dacă îl ținem doar pe al meu, e suficient. Partea șocantă. Tu ai spus despre geopatogen, despre benzile Harman, radiațiile Curie, despre toate lucrurile în care noi când dormim sau, Doamne ferește, dacă lucrezi la un birou, da, sunt și cazuri, sunt cazuri, dar dacă ai picat pe o intersecție, ai ajuns la mortalitate rapidă. Deci, faptul că dormi sau lași copilul să doarmă undeva unde există benzi Harman, fără să ai o neutralizare a lor, o compensare, deci o neutralizare pe nivelul respectiv, în condițiile în care electromagnetismul e foarte mult mărit, pentru că constatarea este așa, există o interferență între 3G, 4G, 5G și benzile Harman. Adică poziționarea benzilor Harman și efectul lor este mult mai agresiv în momentul în care apare tot acest stimul care nici nu îl înțelegem, cum Dumnezeu se petrece, tot acest cumul vectorial de influență negativă. Timpul destinat emisiunii noastre se încheie aici. Urmăriți să sunați la numerele afișate pentru a primi consultanță gratuit despre cum să aveți o viață mai sănătoasă pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, cum să fiți mai performanți în ceea ce faceți și să vă bucurați de viață. Îmi dai voie să închei cu un gând care vine acum, eu petremul timp pe litoral și uite, mi-a venit în minte acum, nu dați banii pe prostii, luați protecție la copii. Toate cele bune, dragii noștri, pe săptămâna viitoare. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torsorul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torsorul, în special pe coloană l-am pus, pentru că aveam dureri de oase, să zic așa.
Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian. Și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.